Bună ziua, stimați colegi, prieteni, parteneri! Până a începe evenimentul de astăzi, vreau să discutăm 3-5 minute despre câteva instrucțiuni tehnice. Suntem pe Zoom, vom începe în 2-3 minute. Vreau să vă rog foarte mult pe parcursul întregii sesiuni să avem microfoanele deconectate, decât dacă dorim să avem intervenție. În bara de jos al aplicației Zoom veți găsi aceste două butoane, Stop Video, Start Video, Mute, Unmute. Vă rugăm pe întreaga durată ca microfoanele să fie închise. Orice întrebări sau intervenții, dacă doriți să participați, le puteți face pe parcursul sesiunii sau în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Avem opțiunea chat, avem opțiunea de întrebări și răspunsuri, pe care de asemenea le găsiți în bara de jos a ecranului și pentru colegii vorbitori de limbă engleză, for English speaking guests, avem butonul de interpretare. Please click on the interpretation button down below. Acolo puteți selecta din meniu limba engleză pentru traducere sincron sau respectiv limba română pentru a fi asigurată traducerea în limba română. For English speaking colleagues, you have the interpretation button in the bar. Please select either English or Romanian for synchronous translation. Numele meu este Ilie Chirtoacă. Vă mulțumesc mult pentru că ați găsit timp să participați la evenimentul de închidere a proiectului Promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societate civilă. Eu și colegii vă suntem recunoscători pentru timpul alocat. Am să ofer mai departe cuvântul domnului Arcadie Barbăroșe, director executiv al Institutului de Politici Publice, IPP, și pentru cei care nu cunosc, membru în Consiliul de Administrare al CRJM. Domnul Barbăroșe a fost de acord să modereze acest eveniment, motiv pentru care, din numele echipei, îi mulțumim foarte mult. Domnule Barbăroșe, aveți legătura. Mulțumesc mult, domnule Chirtoacă. Sunt onorat, într-adevăr, să moderez acest eveniment. Este pentru mine o surpriză și o responsabilitate foarte mare, chiar bate inima. Acest proiect lansat de către CRJM în 2016 este un proiect foarte important. El a avut drept scop general îmbunătățirea statului de drept, supremația legii și responsabilizarea sistemului judiciar din Republica Moldova prin monitorizarea și participarea activă a societății civile în procesul decizional. Cum spuneam, proiectul a fost elaborat în cadrul strategiei de cooperare pentru dezvoltare a USAID pentru Moldova, în contextul obiectivului de dezvoltare numărul 1, o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă. Acest proiect are drept scop, în general, promovarea unui cadru legal, în primul rând, promovarea unui cadru legal adecvat necesităților organizațiilor societății civile. Și aici, sigur că noastră s-a activat, a fost îmbunătățit cadrul legal pentru organizațiile societății civile spre exemplu, a fost adoptată legea și regulamentul de 2%, foarte interesant, noua lege privind organizațiile societății civile în Republica Moldova, organizații necomerciale, și protecția spațiului societății civile a avut loc în cadrul acelui obiectiv. Sporirea responsabilității și transparenței sistemului judiciar în Republica Moldova este al doilea obiectiv foarte important cu care ați lucrat dumneavoastră. Deci, dacă primul obiectiv se referă la societățile civile, la organizațiile din societatea civilă, al doilea obiectiv a monitorizat mai atent implementarea principalilor documente de politici referitoare la sistemul judiciar, pledând pentru un sistem judiciar mai independent, mai transparent și mai responsabil. Aici, dumneavoastră aveți
patru realizări importante, nu o să mă opresc prea mult asupra lor, să spun doar că amenințările la adresa independenței sistemului judiciar au fost bine documentate și dezvăluite, cu toate acestea au rămas încă o mulțime de probleme și noi înțelegem activitatea asta, înțelegem lucrul ăsta. Criterii îmbunătățite pentru selecția și promovare și responsabilitatea judecătorilor, da, au fost aceste criterii și mecanisme îmbunătățite, iar așa însă există o mulțime de întrebări și aici. O să mă opresc mai mult poate la politica și cercetarea prin progresul reformei justiției. Aici au fost mai mult de 10 serii remarcabile de documente de politică și de cercetare privind problemele judiciare, ce sunt de reforma justiției, de administrarea justiției și practica judiciară. Al treilea obiectiv este promovarea implementării eficiente a standardelor europene pentru drepturile omului în Moldova. Și aici, sigur că ați activat în primul rând ca o organizație a societății civile. Și aici aș vrea să subliniez, spre exemplu, ridicarea nivelului de cunoaștere a CEDO. Este foarte important acest lucru. Și advocacy pentru un mecanism național de remedii eficiente prin egalitatea și nediscriminarea. Și acest lucru este foarte important pentru că dumneavoastră aici ați realizat o analiză amplă a jurisprudenței instanțelor judecătorești în cauza de discriminare, de respectarea legislației prin discriminarea și funcționarea Consiliului Umanității. Și în sfârșit, sigur că obiectivul numărul 4, care este mai mult orientat spre organizația dumneavoastră, este consolidarea capacității instituționale și asigurarea durabilității Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Lucrul acesta a fost de asemenea realizat de dumneavoastră în cadrul acestui proiect. Aș vrea să spun acum că în cadrul proiectului participă multă lume în cadrul acestui proiect. Eu nu o să dau numele tuturor. Vreau doar să spun că în cadrul acestui proiect participă, spre exemplu, domnul Scott Hochlander, care este șeful misiunii USAID în Moldova. Bună ziua, domnule Hochlander. Vladislav Gribince, care este președintele CRJM, sigur că, dar și șef, director de programe, manager de proiect, etc. al acestui proiect. Este foarte interesant că sunt și membri din societatea civilă, dar și sunt și membri din instituții foarte importante, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, și avem sigur că și domnul Ovidiu Voicu, care este un expert independent foarte bine cunoscut din România, care o să prezinte și domnia sa punctul său de vedere. Acum aș vrea să termin această prezentare și vreau să ofer cuvântul domnului Scott Hochlander, șeful misiunii USAID în Moldova. Domnul Hochlander, please. Yeah, thank you. Mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a fi aici. După cum ați spus, este un grup foarte mare de actori care s-au unit aici pentru a sărbători acest eveniment, reușita acestui proiect făcut de CRJM în Moldova. Mulțumesc frumos! Este o plăcere, în numele USAID-ului, să vorbesc despre el astăzi aici. Știți, concluzia, deci închiderea acestui proiect, închiderea proiectului, ele pot fi un eveniment care se marchează în acest caz. Eu cred că succesul, de fapt reușitele despre care voi vorbi eu și vom vorbi despre cursul acestui eveniment, arată, deși acesta este sfârșitul unui acord de 4 ani pentru noi, reprezintă de asemenea o continuare, dar și o început al lucrului CRJM-ului, independent, de merge mai departe, care de fapt este un succes reușit, despre un reușit succes despre care vom vorbi în următorii ani. Obiectivele proiectului au fost de a îmbunătăți supremeția legii și responsabilizarea sistemului judiciar din Moldova prin monitorizarea
și participarea activă a societății civile în procesul decizional. Eu mă gândeam la acest lucru înainte de eveniment și mă gândeam, există? Deci, care sunt cele mai importante lucruri în Moldova acum? Supremație legii, protejarea statului de drept și rolul OSCE-urilor și asigurarea faptului că societatea civilă are un mediu adecvat și care să fie pregătită, să fie financiar sustenabilă pentru a se implica așa cum trebuie în sectorul public. Și mă gândeam că, bine, acest proiect, de fapt, a fost critic, a fost important și sunt foarte bucuros că am făcut parte din el. Și eu cred că când vine vorba despre realizarea acestor două obiective importante, CRJM-ul a făcut tot acest lucru 100%. Deci aceasta a fost o tranziție, de fapt, pentru noi, când vine vorba despre implicarea USAID-ului cu OSCE-urile din Moldova. Înainte de aceasta, obiectivul USAID-ului a fost focusat mai mult pe crearea capacităților OSCE-urilor din Moldova. Acest acord a făcut o tranziție a acestei relații de la faptul că suntem donatori pentru beneficiar, am făcut o tranziție spre un parteneriat, de fapt, între noi și CRJM. USAID crede că OSCE-urile locale sunt acele care sunt cel mai bine echipate pentru a identifica soluțiile din Moldova care au soluții cele mai bune pentru Moldova. USAID susține organizațiile locale pentru a inova, pentru a rezolva problemele și de a fi lideri în comunitățile acestora. În cadrul acestui parteneriat, USAID a cerut CRJM-ului să fie acela care să identifice probleme și să găsească soluții la acestea. Noi am rugat să fie lideri printre actorii din comunitate și aș spune că CRJM-ul a fost exact ceea ce USAID a căutat. O organizație competentă, angajată, care poate să-i aducă pe celălalt la o masă de discuții și a lucrat toți pe un scop comun. Scopul USAID-ului, în general, este ca țările să fie autonome. Autonomia OSCE-urilor este incredibil de importantă pentru acest parcurs. Aceasta înseamnă că ai un mediu puternic adecvat ca să operezi deschis și independent și să fii sustenabil financiar. Acest proiect prin CRJM a făcut un progres important în acest sens. Deci eu știu că vă vorbi despre mai multe succese în acest sens, dar evident că trebuie să fie menționate de mai multe ori. Pe de o parte, din punct de vedere financiar, acest mecanism de 2% a fost o realizare enormă. Și a fost vorba despre peste 20 milioane de lei spre OSCE-urilor. Și aceasta a adăugat un element de viabilitate financiară pentru OSCE-uri care nu exista. Deci este ceea ce era foarte necesar când vine vorba despre faptul că să avem și să dezvoltăm aceste fluxuri financiare pentru ei. Proiectul a ajutat la protejarea OSCE-urilor. Deci e vorba despre legea privind ONG-urile, care a reformat cadrul legislativ care reglementează activitățile OSCE-urilor, deci le facă mai în linie cu practicile mai bune internaționale. Când vine vorba despre dreptul supremației legii, deci e vorba despre sectarea și îmbătățirea sectarea pentru promovarea și responsabilizarea judecătorilor. Deci au expus amenințări la independența judiciară, deci au ajutat să realizeze politici importante și cercetări privind programele de reformă în justiție și evident, în cele de urmă, dar cel mai puțin important, au promovat o implementare efectivă a standardelor drepturilor omului în Republica Moldova. Sunt trei domenii foarte importante în Moldova și este important că progresul a fost realizat în acest sens. Ca să fiu clar, schimbarea relațiilor nu înseamnă că USAID-ul, suportul pentru OSCE-ul s-a terminat. De fapt, ceea ce a făcut CRJM-ul a demonstrat că în timp ce asistența este importantă și ea va continua, parteneriatul este un model mai bun. De fapt, eu cred că când vorbim despre aceste succese, acum când ne uităm înapoi,
CRJM-ul, creșterea, dezvoltarea acestuia, lărgirea capacităților acestuia, impactul acestuia asupra comunității, asupra celorlalți parteneri. Eu cred că aceasta va fi succesul pe termen lung despre care noi discutăm și faptul că este durabil, de asemenea, este un alt succes important. Și acestea fiind spuse, dat fiind că acest model a lucrat, USAID-ul va lucra cu OSCE-urile pentru ca acestea să fie inovatoare, acum când Moldova continuă parcursul său și continuă să-și consolideze democrația în anii ce urmează. Vreau să închei prin a mulțumi Vlad, Nadia, Ilie și ceilalți din echipa CRJM-ului pentru angajamentul lor pe parcursul anilor. A fost o plăcere enormă să lucrez cu voi și voi continua să demonstrați deciziile, acea decizie foarte bună pe care am avut-o noi pentru a crea un parteneriat cu voi. De asemenea, vreau să spun că CRJM-ul și cred că acesta este unul din succese. Deci CRJM-ul a făcut foarte mult lucru, acest lucru împreună cu alți actori. Și faptul că ei au reușit să aducă la o masă pe ceilalți și au fost atât de buni în realizarea acestor schimbări este foarte important și vreau să recunosc acest lucru. Succesul, de fapt, este împărtășit cu comunitatea mai largă, nu doar CRJM-ul. Deci eu cred că aici voi încheia. A fost o plăcere și abia aștept să continuăm discuțiile. Acum, când proiectul, evident că trebuie să celebreze succesul, dar vom vorbi și despre activitățile care urmează să fie făcute și evident că mai sunt probleme, provocări. Dar mulțumesc frumos și sunt așteptarea activității prodigioase cu voi pe viitor. Mersi. Vreau să dau cuvântul acum domnului Vladislav Grebincea, președintele CRJM. Domnul Grebincea, vă rog. Domnule Hochlander, este o deosebită onoare să auzim aceste cuvinte la dumneavoastră. Vrem să vă mulțumim încă o dată pentru apreciere, iar în intervenția mea eu aș încerca, aș dori, de fapt, să vorbesc dincolo de activitățile care s-au realizat în acest proiect, să vorbesc despre cum a început această cooperare și ce ar putea să urmeze în continuare. Proiectul a început la 1 septembrie 2016. Este vorba de un proiect care era bazat pe un acord de parteneriat, un acord de cooperare. Nu sunt chiar așa de multe acorduri de cooperare semnate între USAID și organizațiile locale. Noi vrem să mulțumim foarte mult USAID pentru încrederea care ne-au acordat-o pentru a începe realizarea acestui proiect, mai ales având în vedere timpurile care au urmat ulterior. Acest proiect a început în 2016. El viza 4 domenii, inclusiv justiția și respectarea drepturilor omului. Durata de 4 ani, 2017-2018, o parte din 2019, nu au fost deloc simple pentru aceste domenii. Și în pofida acestor provocări pe care le-am avut pentru a promova cele mai bune practici și modele din aceste domenii, noi am reușit să obținem niște rezultate. În opinia mea, destul de frumoase. Dar ceea ce vreau să menționez este că acest proiect nu a fost doar un proiect tehnic prin care noi trebuie să livrăm ceva. Acest proiect a fost unul care ne-a oferit suficientă flexibilitate ca în timpuri cu foarte multe provocări să ne putem adapta așa încât să livrăm la momentul potrivit ceea ce era nevoie pentru societatea din Republica Moldova. Proiectul USAID a fost deloc neglijabil. 1,2 milioane de dolari este o sumă foarte mare pentru orice organizație necomercială din Republica Moldova, chiar dacă este vorba de un proiect pe 4 ani.
De la an la an, contribuția USAID în bugetul CRJM parea între 40-50%. Dar nu este vorba doar de această contribuție. Acest proiect avea o componentă foarte importantă pe care domnul Barbăroș a menționat-o, și anume o susținere instituțională pentru CRJM, așa că noi, ca asociație, să devenim mai sustenabili și mai eficienți în ceea ce facem. Vă mulțumim foarte mult pe această cale încă o dată pentru această susținere instituțională, care de altfel nu este foarte frecvent practicată de către donatori. Domnul Höcklander a menționat că acordul a plecat dincolo de doar o asistență de cooperare contractuală. A fost, aș spune, o cooperare dintre egali pentru a îmbunătăți lucrurile în bine în Republica Moldova. Și nu a fost vorba doar de o cooperare. În timpurile mai complicate, noi am simțit cu adevărat susținerea USAID, a Ambasadei Statelor Unite, pentru a face posibilă realizarea activităților pe care ne le-am propus. Bineînțeles că trebuie să tragem și anumite lecții în acest proiect. Și câteva lecții pe care aș vrea să le menționez este că, da, noi cu 4 ani în urmă probabil eram mult mai optimiști că rezultatul poate veni mult mai repede decât vine. Și acest supraoptimism, aș spune, a determinat și foarte multe rezultate. Odată fiind propuse aceste activități în proiect, noi am făcut câteodată mult mai mult decât în mod rezonabil s-ar fi cerut pentru a atinge acele rezultate. Și aici revin la ideea că niciodată nu trebuie să renunțăm la vise pentru a atinge lucrurile frumoase. Cu regret, legând subiectul de acest supraoptimism, credeam că schimbările în justiție, cel puțin, vor veni calitative, vor veni mai rapid decât vin în practică. După cum a spus și domnul Höcklander, mai sunt nevoie eforturi pentru a aduce până la bun sfârșit situația din justiție, pentru a face că respectarea drepturilor omului este o tradiție în Republica Moldova și nu excepție, iar societatea civilă operează în mod liber și sustenabil, fără presiuni din partea autorităților. Acestea fiind spuse, eu cred că finalizarea acestui proiect nu e sfârșitul, e doar începutul unei colaborări și noi am sperat foarte mult ca USAID să fie dispus să coopereze în continuare cu noi, pentru a atinge poate și mai bune rezultate decât au fost până acum. Pe această notă, eu cred că e timpul să trecem deja la prezentarea nemijlocită a rezultatelor. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Mulțumesc mult, domnule Gribincea. Și acum, da, într-adevăr, haideți să trecem la prezentarea rezultatelor proiectului și a lecțiilor învățate. Vorbitorii aici sunt Nadejda Hriptievski, directoră de programă CRJM. Bună dimineața, doamna Hriptievski. Vă rog, poftim, luați cuvântul. Bună dimineața! Sper că se aude. Nu reușeam să găsesc butonul potrivit. Eu tot vreau să mă alătur mulțumirilor spuse deja anterior de Vlad și de domn Barbăroș și pentru toți participanții. Și aș vrea și eu să încep în primul rând cu mulțumiri pentru USAID, care au avut încredere ca noi să implementăm un asemenea contract care... Din câte eu cunosc, era primul contract semnat cu un ONG atunci în 2016 și asta pe noi, pe de o parte, ne-a onorat, dar pe de altă parte ne-a responsabilizat pentru că am înțeles că trebuie să muncim foarte mult și noi asta am încercat să facem în acest proiect, dar nu doar pentru... dragul, să zicem, doar pentru faptul că ne-am simțit noi obligați, dar pentru că, de fapt, așa este și abordarea noastră față de toate proiectele pe care le implementăm și față de lucrul care îl avem. Însă ceea ce ne-a oferit acest proiect
este mai mult decât un proiect implementat, să zicem, pe o scurtă perioadă de timp, unde ai anumite livrabile și trebuie să le implementezi și să le finalizezi. Proiectul ne-a oferit, de fapt, o oportunitate enormă de învățare și de creștere instituțională, de creștere a organizației. Și eu asta aș vrea să accentuez de la bun început. Pentru un ONG mic, cum este ONG-ul nostru, proiectul ăsta, de fapt, a însemnat un salt calitativ enorm, pentru că ne-a permis să ne axăm pe trei, eu aș zice, subiecte cheie pentru democrație, pentru democrația fragilă din Republica Moldova, și anume justiție, drepturile omului și societate civilă. Pe de altă parte, ne-a permis să utilizăm resurse, și aici mă refer atât de timp cât și resurse, și resurse financiare, pentru a putea să creștem capacitățile interne ale organizației, pentru că e o mare responsabilitate să poți permanent să vii cu comentarii la diferite proiecte de lege atunci când, să zicem, în minister, Ministerul Justiției este un întreg aparat, sunt foarte multe persoane care sunt specializate pe diferite domenii, noi fiind variat de la 5 până la 6 juriști, să zicem de la 4, uneori 3, evident că pentru a putea răspunde nevoilor trebuie și noi permanent să ne ținem cumva în formă și e foarte important să avem capacitatea, să avem posibilitatea să putem să creștem și noi în funcție de nevoile care sunt pentru a putea contribui calitativ la ceea ce este nevoie. De asemenea, proiectul nou ne-a acordat o flexibilitate care uneori nu este posibilă în proiectele care sunt axate pe indicatori foarte stricți, pe indicatori sau și pe un termen și pe o planificare care este mult mai strictă decât aici. Și ce am în vedere atunci, spre exemplu, când ai un proiect care este, să zicem, axat pe organizarea de anumite instruiri sau efectuarea unei sau alte analize și atât, desigur că atunci nu poți fi destul de flexibil ca acolo să mai faci și alte activități. În proiectul acesta, rezultatele și activitățile au fost astfel construite și bazate relația cu USAID foarte mult pe încredere și pe respectul independenței noastre și noi am apreciat foarte mult pentru că asta ne-a permis ca să implementăm activități care au fost relevante atât într-un context în care atunci când a fost scris proiectul în 2014-2015, de fapt, atunci când era un guvern care era foarte deschis spre reforme, în special reforma sectorului justiției, atunci când noi toată lumea ne așteptam că în 3-4 ani vom avea o serie de activități foarte ambițioase din strategie de reformă implementată, și noi ne-am axat foarte mult pe expertiză juridică, pe oferire de comentarii, etc. Și atunci când am început, de fapt, proiectul să-l implementăm, contextul se schimbase foarte mult. Atunci când foarte rapid, în 2-3 ani, am ajuns de la corupție endemică, de fapt, la stat capturat. Și faptul că noi am putut să implementăm activități care erau relevante contextului, astfel ca să putem și noi să ne aducem contribuția la păstrarea cât era posibil a independenței justiției, a democrației în țară. Asta a fost foarte important când am putut să ne permitem în cadrul acestui proiect să trecem de la uneori să facem mult mai multe reacții, mult mai mult activitate de semnalare a problemelor decât activitate ce ține de lucru cu guvernul pentru pentru un anumit proiect de lege, să zicem, sau
sau de regulament, atunci când nu era deschiderea care și atunci când prioritățile guvernului erau de fapt altele. De aceea un asemenea proiect pentru un ONG care se vrea să fie relevant și se vrea să fie să ajute anume dezvoltării democrației, dar nu intereselor mai înguste a unui proiect separat, pentru noi asta a fost foarte important și noi vrem să accentuăm acest lucru și să mulțumim, pentru că din perspectiva a donatorilor, cred că asta tot este un risc destul de mare, să ai încredere într-o organizație. Sunt rare astfel de proiecte, de asta eu am și ținut să accentuez încă o dată. Și desigur că am menționat, pentru noi a fost important faptul că am avut posibilitatea să creștem și să investim și în CRJM ca organizație, în posibilitatea noastră de a comunica. Desigur că încă avem foarte mult de lucru, încă suntem destul de tehnici și cred că va vorbi un video despre asta. Am înțeles că feedback-ul nu este tocmai, adică lumea care ne urmărește, uneori are dificultăți în a înțelege mesajele pe care le transmitem pentru că vorbim încă mult prea tehnic, dar eu sper că vom depăși și asta este un aspect la care noi vom lucra pe viitor. Ceea ce ține primul obiectiv și despre care vreau să vorbesc, justiția, și următor, aici vreau să punctez doar câteva din activitățile pe care noi le-am efectuat și rezultatele care sunt, care desigur că în primul rând sunt rezultatele autorităților, pentru că modificările de legislație țin în primul și în primul rând de autorități, dar la care vrem noi să credem că totuși am putut cumva să contribuim și aici, desigur, noi avem reprezentanți și autorităților publice care pot să intervină și să zică stați un pic, de fapt, contribuția voastră a fost minimală, noi nu v-am prea luat în considerație sau invers. Dar noi am fost și rămânem o organizație axată foarte mult pe monitorizarea Consiliului Superior a Magistraturii. De ce? Noi credem în continuare că justiția este și trebuie să fie putere la fel de transparentă și de corectă ca celelalte două puteri și de fapt și mult mai corectă și nu mă voi opri la problemele din alte domenii, dar credem noi că Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii ani a avut o evoluție destul de impresionantă, de la o instituție care activa destul de închis și destul de în interiorul, să zicem, sistemului judiciar, inclusiv datorită faptului că a fost în permanență mai multă atenție acordată, tot mai mulți jurnaliști au început să scrie despre Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii a început să fie mult mai transparent. Desigur că există încă multe aspecte la care se poate de lucrat, dar cel puțin faptul că s-a exclus deliberarea, a fost modificată componența să fie mai reprezentativ față reprezentând sistemul judiciar. Acestea sunt aspecte la care noi am lucrat mult, le-am promovat mult și ne bucurăm să vedem că măcar ceva a fost modificat și desigur că criteriile ce țin de selecția și promovarea judecătorilor și modul de organizare a concursurilor periodice, astea sunt pași mici, dar sunt pași foarte importanți care setează sau dau posibilitate ca acest sistem de selecție și promovare să fie mult mai obiectiv pe viitor. De asemenea, noi am monitorizat mult alegerile din cadrul organelor de autoadministrare judecătorească, punând accent pe alegeri transparente și informate. Ori noi am văzut în 2012-2013 un exemplu de alegeri și apoi în 2017, atunci când foarte multe lucruri au fost mai degrabă organizate cumva prin culise și nu am văzut atâția candidați, nu a fost posibilitate de a face campanie, dar e destul de neclar pentru să zicem, pentru cineva din afara sistemului, cum poți să alegi pe cineva în organul care îți decide ulterior practic tot, pentru că CSM-ul are niște atribuții foarte largi,
cum poți alege pe cineva pe care practic nu-l cunoști, pentru că nu este imposibil să cunoști toți cei 504 judecători, hai să mai puțin de faptul, dar să zicem 504, e corect că atunci când au loc alegeri, să fie posibil ca persoanele care candidează să își plaseze programul din timp pe pagina web, dar și să aibă posibilitatea să discute cu colegii, ca astfel ulterior colegii să poată alege cu adevărat informat. Nu am reușit încă să vedem dezbateri între candidați, ceea ce noi credem că sunt foarte importante, și nu prea am văzut încă posibilitatea ca judecătorii să meargă într-adevăr în diferite instanțe, decât de obicei merg cei care sau sunt președinți de Consiliu Superior, dar sperăm noi că cel puțin modificările legii care cer înregistrarea din timp, posibilitatea de a face campanie, că aceste modificări să ducă și la niște alegeri mult mai informate și mult mai transparente în organele de administrare judecătorească. Și aici e vorba nu doar de CSM, dar și de același colegiu disciplinar, colegiul de evaluare a performanțelor. Și care sunt foarte, foarte importante și ar fi bine ca să fie posibil să fie aleși oamenii cu adevărat care merită să fie acolo. Am avut de asemenea, noi am monitorizat o serie de inițiative legislative, am monitorizat procedurile disciplinare și aici au fost modificări importante operate în 2018 care au simplificat procedura, dar încă mai este de lucru la capitolul procedurilor disciplinare și asta cu siguranță rămâne un aspect la care încă urmează și cred că și sistemul judiciar și Ministerul Justiției mai au de lucru și noi cu siguranță vom continua să ne aducem contribuția în acest domeniu. În acești 4 ani noi am venit cu peste 50 de opinii și reacții la problemele din sistem și aici vreau să accentuez că nu a fost deloc ușor și de fapt și nici deloc plăcut să avii cu reacții atunci când judecătorii sunt cumva linșați de tot de colegii lor, cazul care a fost doamna Manole, domnul Munteanu, alți judecători din sistem și apoi ceea ce am văzut, atacuri destul de urâte din partea prim-ministrului, mă refer la domnul Chicu atunci când a vorbit, spre exemplu, despre nevoia de a lua banii din bugetul pe judiciar pentru a răspunde, pentru a achita cauza pe care am pierdut-o la CEDO, care de fapt asta nu înseamnă altceva decât impunitate colectivă și pedepsește pe toți judecătorii care de fapt nu au treabă cu acele hotărâri problematice, fără însă să luăm măsuri concrete față de cei care într-adevăr merită poate să poartă o responsabilitate, sau atunci când am avut atacuri din partea președintelui directe la sistemul judiciar și amenințări, menționând că, uite, judecătorii nu trebuie să uite că eu îi numesc în funcție, atunci când domnul prin 2017 la o conferință de presă a făcut asemenea declarații, ceea ce am văzut noi este că pe parcursul anilor, din păcate, din cadrul sistemului judecătoresc, veneau foarte puține reacții. Asociația judecătorească pentru noi era de mirare de ce nu reacționează la astfel de atacuri care sunt, de fapt, inacceptabile într-un stat de drept și poate nu este prea modest, dar eu cred că noi am văzut, cel puțin spre sfârșitul implementării proiectului, noi am văzut, de fapt, începând din 2019, un pic de coagulare în cadrul sistemului și credem noi că sunt premise că se creează o masă critică de judecători care nu vor mai permite ca celelalte puteri sau chiar proprii colegi care nu sunt suficient de corecți ca să ia decizii care sunt absolut inacceptabile sau ca celelalte puteri să-și permită să atace sistemul judecătoresc fără a avea incorrect. Și aici cred că toată lumea a văzut, au început să apară reacții din cadrul sistemului judecătoresc, ba judecătoria centru, ba asociația Vocea Justiției, ba asociația judecătorilor chiar a început cu anumite
reacții să vină și asta este îmbucurător, pentru că asta arată că da, noi încă avem foarte mult de lucru, încă sunt multe probleme în sistem, dar cel puțin se coace, să zicem, se coace o, o masă critică în interiorul sistemului, gata să reposteze, gata să-și apere independența, pentru că independența justiției nu este pentru judecătorile, ea este în primul rând pentru necesară pentru ca sistemul judecătoresc să funcționeze corect și este un drept și al nostru ca justițiabil. Noi avem dreptul și trebuie să cerem să avem judecători independenți și integri și pentru asta trebuie să fie respectate reciproc toate și celelalte puteri să știe suficient de bine limitele. Desigur că noi nu ne putem atribui asta și vreau să clarific, nu ne atribuim meritele, astea sunt absolut meritele celor care au început să vină cu reacții, au judecătorii din sistem care au început să nu se mai teamă, dar să iasă, să dea interviuri, să spună, uite, eu sunt persecutat pentru asta sau pentru cealaltă, ca să se arate, de fapt, care este starea justiției. Eu am vrut să zic este că cel puțin pe, la începutul proiectului și cel puțin pe perioada 2016, și 2019, cam până, să zicem așa, când până în vară, reacții din sistem nu veneau și erau, de fapt, eram una din organizațiile care am venit cu multe reacții, care am avut sprijinul altor organizații, a societății civile, pentru a apăra independența justiției și mă credem că asta a fost important și poate cumva, foarte, foarte așa, o mică contribuție, că poate am dat un impuls altor și organizații, dar și poate judecătorul din sistem să fie cumva mai activ. Cel puțin sperăm foarte mult ca pe viitor și în continuare sistemul judiciar să fie mult mai activ în apărarea propriei independențe. Și alte domenii la care am lucrat și aici foarte rapid mă vor referi. Noi, în afară de să zicem, lucruri neplanificat, reacții. Noi am avut stabilite și anumite analize pe care le-am făcut și care credem că au fost utile și sperăm că sunt utile în continuare. Sunt analize, spre exemplu, cu privire la modul de activitate a judecătorilor de instrucții sau selecția și promovarea judecătorilor, anonimizarea hotărârilor judecătorești, din oportunitatea creierii instanțelor de corupție. Toate aceste analize sunt pe pagina noastră web. Noi de obicei ne străduim fiecare analiză să trimitem cel puțin proiectul ca factorii de decizie să aibă posibilitatea să dea feedback, pentru că scopul nostru este ca prin astfel de analize chiar să ajutăm la modificarea politicilor și nu le facem doar de dragul, să zicem că le avem undeva scrise că trebuie să le facem. Am făcut și o analiză a practicii judiciare. Noi credem foarte mult, am început de la Curtea Supremă de Justiție, că este crucial ca să fie o practică judiciară uniformă la nivelul Curții Supreme de Justiție. Dacă ea este uniformă, dacă ea este corectă, atunci asta dă tonul pentru întreg sistemul judiciar. Din păcate, încă mai sunt diferite domenii probleme și la acest capitol, dar sper că și mai multe organizații vor începe să se uite mult mai atent la practica judiciară și pentru că prin astfel de analiză sperăm noi că și judecătorii cumva înțeleg că hotărârile lor nu se limitează la un caz, dar hotărârile lor de fapt au impact asupra cum se vede sistemul judiciar și poate asta va contribui și la o îmbunătățire, uniformizare a practicii judiciare. Și ceea ce a fost foarte important este că noi am putut în acest proiect și am reușit să avem cooperarea cu foarte multe organizații, a cărora le mulțumesc, acum nu le putem enumera pe toate, sunt de obicei toate în apelurile noastre. Cred că în acești 4 ani și societatea civilă din Republica Moldova a început să fie mult mai activă în domeniul justiției, ceea ce este important și ceea ce cred că este și un semnal că noi suntem în continuare societate. Sunt multe organizații în Republica Moldova interesate de acest subiect și cumva atunci când este interes și atunci când stai cu ochii, să zicem, pe un anumit domeniu, sperăm noi că și acel domeniu
își va îmbunătăți și mai multă activitate și aici avem în vedere a justiția să devină tot mai corectă și mai integră, care de fapt este scopul nostru final. Atât am vrut să zic despre sistemul judiciar și ce am făcut noi în vederea atingerii obiectivului pentru a avea un sistem integru și corect. Și mai departe urmează Vlad. Urmează Vlad Grbincea. Domnule Grbincea, așa, dar să rog pe dumneavoastră să fiți totuși mai subțint. Am lăsat-o pe Nadejda pentru că a fost prima vorbind despre rezultatele proiectului, dar sunt probleme care eu nu știu cum este agenda, însă noi o să depășim agenda comun dacă o să mergem așa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Barbaroșu, eu voi fi foarte, foarte scurt. Eu voi vorbi despre rezultatele obținute de noi în cadrul proiectului în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în țară. Sper că vedeți prezentarea mea. Se vede. Da. Direcțiile noastre în domeniul drepturilor omului erau trei în cadrul acestui proiect. Ridicarea nivelului de cunoaștere și de aplicare a Convenției Europene de către practicieni. A doua direcție era asigurarea unor prevederi legale propice respectării drepturilor omului în țară. Și al treilea domeniu era litigarea strategică, care indirect avea același scop, de fapt, asigurarea unor prevederi legale propice respectării drepturilor omului, dar le-am pus separat ca să discutăm despre ele mai în detaliu. În ceea ce privește ridicarea nivelului de cunoaștere și aplicarea convenției de către practicieni, am instruit peste 100 de judecători, avocați, procurori în domeniul Convenției Europene. Simple instruiri au fost instruiri destul de aprofundate cu implicarea angajaților Curții Europene în dreptul omului, în care am discutat nu despre teme generale. Am încercat să identificăm teme care erau actuale la momentul specific pentru specialiști și am încercat să tratăm aceste instruiri așa încât să dăm răspunsuri specialiștilor la problemele care se ciocnesc cel mai frecvent. De asemenea, am întocmit 4 note analitice privind Republica Moldova la CEDU. Aceste note analitice sintetizează starea Republicii Moldova, o prezintă în comparație cu alte țări, cum arătăm noi la capitolul cererilor moldovenești la CEDU, hotărârilor adoptate de către Curtea Europeană. Aceste produse au fost larg mediatizate atât și au fost preluate atât de către media, cât și în mare parte în rapoartele partenerilor de dezvoltare. De asemenea, am sintetizat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului pentru 23 de ani. Sunt peste 1500 de pagini de text care au fost sintetizate în mai puțin de 20 de pagini, așa încât practicienii să poată, în bază la 20 de pagini, ușor să navigheze prin marea de jurisprudență generată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în privința Republicii Moldova. În ce privește asigurarea unor prevederi propice respectării drepturilor omului, noi, Republica Moldova, este campioană, printre campionii de capi locuitor în ceea ce privește numărul de cereri adresate la CEDU. Acest lucru și marea majoritate din aceste cereri nu sunt cereri noi, sunt cereri care sunt foarte similare cu cele examinate anterior de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ceea ce confirmă că, de fapt, după hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, cauzele violărilor nu se înlătură. Noi am promovat un mecanism parlamentar de control al executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, așa încât după prima hotărâre a Curții Europene se exercite suficientă presiune la nivel național de către Parlament ca situații similare să nu se mai întâmple. Acest mecanism a fost adoptat săptămâna trecută abia de către Parlament, mai este un pic de lucru la el, dar sper că de la începutul anului viitor el va începe să lucreze cu rapoarte anuale, cu audieri în comisia specializată și cu hotărâri anuale a Parlamentului privind la măsurile care trebuie întreprinse pentru executarea hotărârilor CEDU. De asemenea, am făcut un advocacy pentru mai multe măsuri de advocacy pentru modificarea mecanismului de asigurare a egalității. A vorbit Nadia anterior despre analiza practicii judiciare privind la cauzele privind discriminarea. De asemenea, noi am elaborat mai multe documente de politici menite să sporească rolul Centrului pentru combaterea discriminării și asigurarea egalității.
Cu regret, acest document încă nu a fost adoptat, dar sperăm că cadrul legal va fi îmbunătățit în viitorul apropiat, așa încât discriminarea să fie sancționată în mod adecvat în Republica Moldova și la timp potrivit. Noi am avut și un alt tip de reacții pe perioada proiectului. Spuneam de anii 2017-2019, când la capitolul democrației situația în Republica Moldova a degradat. Și a fost nevoie în acea perioadă să ne opunem unor probleme nocive eventuale care puteau să răutățească și mai mult starea drepturilor omului. Noi ne-am opus proiectului Big Brother. Și de asemenea, ne-am opus unui proiect de lege care lărgea posibilitatea organelor care se ocupă de activitate specială de investigație să intervină nejustificat în viața fiecărei persoane, viața privată a fiecărei persoane. Niciunul din aceste proiecte nu a ajuns să fie adoptat, deși au fost multe încercări în acest sens. Noi am promovat un sistem transparent bazat pe mere de selecție a candidaților pentru funcția de judecător la CEDU, fiindcă înțelegem că un judecător al Curții Europene de Drepturile Omului bun poate determina și o activitate mai bună a CEDU. În anul 2020 am făcut mai multe recomandări pentru ca procesul de selecție la nivel național să fie bazat pe merit, depolitizat și transparent. Sperăm că în zilele ce urmează, recomandările noastre se vor materializa inclusiv într-o hotărâre de guvern privind la declanșarea noului mecanism de selecție, mandatul judecătorului Mondoris la CEDU, expirând la sfârșitul anului viitor. De asemenea, noi am scris 6 adresări Consiliului Europei cu privire la executarea hotărârii, măsurile de fapt care nu au fost întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru executarea hotărârilor CEDU. Aceste adresări vizează condițiile de detenție, arestările nemotivate, inclusiv investigarea maltratărilor, sancționările pentru tortură sau scoaterea din țară a cetățenilor turci în 2018. Și ultimul domeniu care vreau să vorbesc este litigarea strategică. Ca urmare a eforturilor noastre, Curtea Constituțională a recunoscut în anul 2018 dreptul victimilor de a avea acces la materiale urmăririi penale, ceva ce nu exista până atunci, și procurorii abuzau de pozițiile sale, așa încât victimele torturii efectiv nu aveau niciun mijloc eficient de a-și apăra drepturile. De asemenea, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederile care permit scoaterea din țară abuzivă a străinilor pe motive de securitate națională, cu hotărârea Curții Constituționale dată acum, în anul 2020, în luna noiembrie chiar. De asemenea, Curtea Europeană a condamnat Republica Moldova într-un caz, aș spune, un caz foarte emblematic pentru Republica Moldova din anii 2015, 16, 17, 18, când persoanele care încercau să protesteze erau condamnați penal. Cu sancțiuni cu suspendare adevărat, dar scopul acestor sancțiuni, de fapt, nu era să prevină sau să asigure ordinea publică, ci mai degrabă să închidă gura acelor protestatari care scoteau în atenția publică abuzurile procurorilor și a altor organe responsabile de aplicarea legii. În cauza Mătăsaru, din anul 2019, Curtea Europeană a menționat expres că sancționarea pentru un protest extravagant cu închisoarea este contrară libertății de exprimare și are un efect nu doar asupra persoanei sancționate, ci și un efect descurajator are și asupra altor persoane care ar dori, de asemenea, să se comporte în mod similar. Pe lângă hotărârea Curții Europene de Drepturi Omului, mai sunt încă câteva cauze în care noi am adresat Curții Europene în cadrul acestui proiect. Una vizează o adresare din anul recent, din anul 2020, care se referă la interceptarea abuzivă a presiei și a organizațiilor și a liderilor organizațiilor neguvernamentale în 2016-2018, cunoașteți toți prin investigația RISE. Cu regret, chiar și după investigația RISE, procurorii nu au fost foarte transparenți în a ne explica ce s-a întâmplat în acei ani și de a atrage la răspundere persoanele vinovate de filare ilegală a ONG-știlor presiei și a reprezentanților opoziției politice. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că, de asemenea, noi ne-am adresat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a apăra drepturile unui judecător. Un judecător care a fost aruncat în mod nejustificat din sistem și acest pentru, după cum se spune în hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că și-a exprimat libertatea de exprimare. Curtea Europeană a comunicat acest dosar guvernului foarte rapid
și acum guvernul guvernul trebuie să prezinte poziția sa pe dosar. Credem că într-un an de zile am putea să avem și hotărârea curților prin acest capitol. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, mulțumesc mult, domnule Glebincea. A fost într-adevăr foarte, ați urmat foarte clar agenda. O să rog acum domnul Ilie Chertoacă, care este manager de proiect la CRJM, să vină cu următoarea prezentare. Domnule Chertoacă, vă rog. Bună ziua tuturor, stimați prieteni, participanți și colegi. În minutele ce urmează, eu am să vorbesc despre unul din pilonii centrale al proiectului ce țin de societatea civilă, promovarea unui cadru legal necesităților organizațiilor societății civile. O să încep prin a spune un lucru, al reitera de fapt, care deja a fost pus în cadrul acestui eveniment, faptul că o societate democratică are nevoie de un sector al societății civile dezvoltat, vibrant, astfel încât el, alături de media independentă, să asigure că cetățenii sunt bine informați și pot să le ceară socoteală autorităților. Pentru a avea aceste pârghii, pentru a fi capabil să fie niște actori implicați în procesul de luare a deciziilor, ONG-urile au nevoie de un spațiu al societății civile care să fie sustenabil, atât din punct de vedere operațional, legal, cât și din punct de vedere al durabilității financiare. Și aici, de fapt, eforturile CRJM pe acest pilon s-au axat anume în aceste direcții. N-am să reușesc, din păcate, să vă spun despre toate succesele sau provocările proiectului pe acest pilon, am să vă spun doar trei. Înainte să le spun, am să reiterez doar că am utilizat aceleași instrumente pe care le utilizează organizația în toată activitatea ei. Am făcut advocacy pentru a îmbunătăți cadrul legal legislativ. Am făcut sesiuni de capacitare și consolidare a capacităților cu organizațiile societății civile partenerii și nu în ultimul rând, dar poate cel mai important, am reușit să consolidăm o rețea de parteneri, like-minded CSOs, așa le spunem noi intern, pentru a avea reacții comune și a proteja spațiul societății civile atunci când acest spațiu este în pericol. Și după cum a spus și colega noastră, Nadejda, evident că meritele la reușitele pe care am să le vorbesc nu aparțin exclusiv CRJM. Fără acești parteneri, fără aceste ONG-uri parteneri, fără partenerii de dezvoltare din partea donatorilor, multe din aceste obiective reușite nu ar fi fost să fie posibile. Vreau să vorbesc un pic despre legea și mecanismul 2%. Noi, împreună cu alți colegi, am reușit să avem contribuții majore la îmbunătățirea legii și, în special, la regulamentului de implementare, astfel ca legea 2% să nu existe doar pe foaie, dar și să existe în realitate, ca ONG-urile să o poată utiliza și, în acest sens, contribuțiile noastre au lucrat cot la cot cu reprezentanții autorităților, motiv pentru care le mulțumim și pentru deschidere, ca în final să avem un mecanism lucrativ în Republica Moldova. De la realizarea mecanismului din 2017, ne-am focusat și pe o altă palieră, anume pe promovarea mecanismului și înțelegerea mecanismului de către organizațiile societății civile și în acest sens, grație proiectului, am reușit să instruim, să învățăm de la alți colegi din societatea civilă ca în final să avem peste 300 de reprezentanți ai ONG-urilor instruiți pentru a utiliza mecanismul, pentru a face campanii de informare, pentru a se promova. Am lansat și cu ajutorul proiectului, resurselor și partenerilor colegi un portal dedicat acestui mecanism, 2%.info. Este un portal care găzduiește informații importante, actualizate la zi despre mecanismul 2%, cine poate beneficia, cum ONG-urile trebuie să-l utilizeze, cum ne înregistrăm, cum raportăm pentru mecanism și așa mai departe.
Și aici vreau să spun un lucru foarte important. Aceste resurse, ele își continuă viața și după proiect și echipa CRJM va depune tot efortul pentru ca ele să continue să capaciteze sectorul ONG să utilizeze acest mecanism. Am făcut și campanii media, fiindcă în primii ani de dezvoltare a mecanismului, iar noi suntem abia în primii ani de dezvoltare a mecanismului 2%, avem nevoie de multă promovare ca cetățenii, cei care ne acordă nu doar banii din impozitul pe venit, dar și încrederea lor, să cunoască unde ei vor merge, de ce organizațiile societății civile merită acest suport și astfel am realizat anual campanii media de informare alăturate cu instrucțiuni, infografice, ghiduri explicative care pot fi găsite și acum pe pagina 2% sau pagina CRJB. Nu în ultimul rând vreau să spun despre rezultatele mecanismului. După cum a menționat în alocuțiunea sa domnul Hochlander, mecanismul a reușit să aducă de la începutul din 2017 și până acum ceva mai mult de 22 de milioane de lei sau 1,3 milioane de dolari pentru sectorul neguvernamental. Nu este o sumă mare dacă este să o împarți la beneficiari, nu este o sumă care să ajute toate organizațiile, dar este un început pentru a diversifica sursele de finanțare pentru sectorul ONG-istic. Evident că mai sunt multe probleme cu mecanismul, mai ales în partea ce ține de cine sunt beneficiarii principali ai mecanismului. Totuși, noi considerăm că implementarea în Republica Moldova a mecanismului 2% continuă să fie un succes și ea merită continuată. Acest lucru, desigur, că nu ar fi fost posibil fără susținerea proiectului, fără susținerea altor parteneri ai societății civile care au luptat pentru ca acest mecanism să existe. Haideți să mergem mai departe, să vorbim despre noua lege privind organizațiile necomerciale. Iarăși, a fost un exercițiu foarte complex care ne-a învățat foarte multe lucruri. Pentru început, putem spune că au fost perioade în care credeam că această lege nu va mai fi adoptată, dar acțiunile de advocacy, susținerea partenerilor de dezvoltare, susținerea ONG-urilor pe care am contat și care au fost de acord că această lege trebuie să existe în Republica Moldova, au făcut ca balanța să încline spre adoptarea acestei legi. Legea actualizează și unifică cadrul legal, ea elimină restricții nejustificate care anterior limitau libertatea de asociere, ea simplifică procedura de înregistrare, ea oferă un model flexibil de organizare internă, ea instituie reguli de fair play atunci când vorbim despre finanțarea directă a ONG-urilor de către stat și multe alte beneficii despre care n-am să vorbesc acum, dar doar am să spun că este un început pentru ca în Republica Moldova libertatea de asociere și cadrul legal pentru ONG-uri să se dezvolte. Legea a fost posibilă grație colaborării cu Ministerul Justiției, care a fost deschis și a creat un grup de lucru interdisciplinar în care ONG-urile, cuvântul ONG-urilor a fost auzit și în final, credem noi, cu toate dificultățile și provocările care au apărut pe parcurs, este o lege bună și va servi o bună practică nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru țările din regiune. Evident, urmează implementarea, iar implementarea este cea mai importantă parte a acestui proces și implementarea sinceră a prevederilor legii este ceea ce contează mai departe și CRJM va continua să monitorizeze ca acest cadru legal să fie o oportunitate pentru ONG-uri, să nu existe probleme de ordin operațional care să restricționeze spațiul ONG-urilor. Haideți să vorbim despre protecția spațiului societății civile. Un produs dezvoltat exclusiv în cadrul acestui proiect a fost radiografia atacurilor asupra societății civile și, după cum spuneau colegii mei mai devreme, din păcate, de la începutul proiectului și până la sfârșit, climatul politic și, în general, tendințele
au fost diferite pe parcurs, au fost perioade în care ONG-urile au fost lăsate să contribuie, au fost perioade în care ONG-urile au fost privite ca niște inamici în promovarea politicilor publice și am reușit să documentăm acest fenomen care, din păcate, continuă și astăzi, se întâmplă nu doar în Republica Moldova, care ține de stigmatizarea activității organizațiilor societății civile. Noi, datorită proiectului, am reușit să documentăm aceste atacuri, campanii de defăimare a ONG-urilor care s-au întâmplat atât în media cât și în spațiul public offline. Am reușit să demontăm și să demascăm cine sunt detractorii acestor atacuri și care sunt scopurile din spate. Am creat o platformă de ONG-uri care, cu ajutorul cărora am reușit să formulăm împreună răspunsuri prompte la acestor atacuri și o vom face în continuare, chiar și după 2020. Și vreau să vă spun că anual acest produs, CRJM, Radiografia Atacurilor asupra societății civile, este susținut și semnat de 20 de cosemnatari. Vorbeam despre protecția spațiului societății civile, ea este de o importanță deosebită atunci când contextul politic se schimbă și, din păcate, am văzut că nu doar în Republica Moldova acest lucru se întâmplă. Eu am să finalizez, fiindcă am prea multe să vă spun, dar prea puține minute ca să continui. Am să vă las cu ultima informație ce țin de resursele pentru ONG-uri care am reușit să le dezvoltăm în acest proiect și mă refer în special la trusele de vizibilitate și comunicare pentru ONG-uri, un ghid pentru utilizarea rețelelor sociale, un ghid pentru accesul la 2%. Toate aceste resurse le puteți găsi pe pagina CRJM, ele sunt niște resurse vii care pot fi utilizate în activitatea de zi cu zi a partenerilor noștri și noi, CRJM va continua să ofere instruiri la aceste capitole și în continuare. Spuneam că am să închei, dar nu înainte să vă spun despre ce a însemnat proiectul și pentru un alt pilon despre care au vorbit colegii mei în intervențiile lor astăzi. Am avut societatea civilă, am avut justiție, drepturile omului, dar nu mai puțin important, un pilon de consolidare a capacităților instituționale CRJM. Și aici am avut mai multe succese, dar și provocări. Eu am să le sumarizez foarte pe scurt. Noi am pornit și încă există o confruntare internă, cine este CRJM, un think tank sau un watchdog, suntem cei care produc documente de politici sau cei care militează și fac advocacy pentru adoptarea lor. Noi nu avem încă un răspuns cert la întrebarea asta, poate îl obținem mai târziu, dar cert că proiectul a reușit să consolideze capacitățile CRJM, să devenim una din vocile sonore în domeniul justiției, a drepturilor omului, a mediului pentru societatea civilă. Am reușit și vreau să le mulțumesc pe această cale să stabilim parteneriate atât cu autoritățile cât și cu rețele naționale de ONG-uri care ne-au fost alături în momentele dificile. Am reușit să semnalăm și să blocăm inițiative nedemocratice și care au fost periculoase pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova și nu în ultimul rând atunci când vorbim despre sustenabilitatea CRJM. După cum și-au menționat colegii mei, proiectul a oferit o flexibilitate și o oportunitate de învățare, a permis echipii să ne adaptăm, a permis să învățăm, să avem capacități noi și să răspundem adecvat situațiilor și schimbărilor care au avut loc pe parcurs. Desigur că am îmbunătățit procedurile și practicile interne și proiectul a fost de mult ajutor în asta și organizația, putem spune noi cu certitudine, a atins un nou nivel de dezvoltare pe care vrem să-l credem că va fi unul durabil. Eu aici am să închei intervenția și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim mult, domnule Chirtoacă, pentru prezentarea dumneavoastră. Și acum o să vedem care este partea financiară a activității. Doamna Aurile Celac, manager financiar, CRJM, poftim, Aurile.
Acum mă aud bine, da? Se vede, se aude, da? Da. Da, mulțumesc. Ok, sunt Aurelia Celac, manager financiar al CRJM. Sunt implicată în proiect de la început, din octombrie 2016, și am onoarea la sfârșitul proiectului acum astăzi, în 2020, să vă prezint câteva date financiare despre implementarea proiectului. Vom începe cu executarea bugetului, liniile mari de buget. În total am avut cele două linii mari de buget, țin de cheltuielile de personal și cheltuielile directe de program. Aceste două linii sunt prezente în contractul nostru de grant. Și după cum se vede și graficul arată, și este prezentat grafic și în cifre, devierea de la cheltuielile planificate și cele efectiv efectuate este o deviere nesemnificativă de 1%, o variație de 1%. Dacă este să vorbim de executarea bugetului în liniile detaliate, cele 5 linii de buget pe care le-am de care ne-am ținut pe parcursul implementării proiectului, a fost personalul, călătoriile, cheltuielile contractuale, echipamentul și cheltuielile administrative. Cea mai mică variație este la personal, cum am vorbit și mai sus, și cea mai mare variație este la cheltuielile de călătorie, unde au fost economisiți bani în favoarea activităților. Ok, și ultimul slide, ultima informație. Vreau să vă prezint, am avut intenția să prezentăm cele mai relevante date privind implementarea proiectului. Pe parcursul implementării proiectului au contribuit 11 juriști, 11 consilieri juridici și 7 persoane implicate pe administrativ. De asemenea, 5 experți contractați din exterior, 32 de persoane contractate prin contracte de prestări servicii. Aici ne referim la traducători, machetatori, redactori, moderatori și așa mai departe. Aproximativ 150 de persoane, de companii contractate. Pe parcursul proiectului am întocmit 48 de rapoarte financiare. Activitatea organizației a fost auditată de 4 ori de 2 companii de audit diferite. În următorul compartiment am adunat toate plățile care au fost achitate la bugetul public și în sectorul economic din Republica Moldova. În rezultat am primit că aproximativ 4.700.000 a fost plăți efectuate pentru achitarea impozitelor și aproximativ 2.800.000 au fost plăți efectuate persoanelor juridice din Republica Moldova. Pentru ca suma impozitelor să nu rămână doar o cifră și să fie mai palpabilă, am atribuit un echivalent măsurabil fiecare categorie de taxe achitate. Astfel, din suma impozitului pe venit achitat pot fi acoperite aproximativ 154 de salarii medii pe economie. Din suma asigurărilor sociale achitate pot fi acoperite aproximativ 1440 de pensii medii pe economie. Iar din taxele, asigurările medicale plătite pot fi cumpărate aproximativ 213 polițe de asigurări medicale. Asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că informația a fost interesantă și relevantă și sper că nu am depășit timpul planificat. Mersi! Dumneavoastră, doamnă Celac, a fost cea mai disciplinată. În sensul că sigur că a făcut economii la acest timp. Acum avem sesiunea care vede percepția partenerilor CRJM despre realizările proiectului.
O să începem cu domnul Sorin Mereacre de la Fundația Este Europeană. Poftim, domnule Sorin. Domnule Barbaroși, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a vorbi astăzi. Stimați colegi onorată asistență, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a participa în cadrul acestui eveniment important, atât pentru Centrul de Resurse Juridice Moldova, dar și pentru noi toți, cei care promovează supremația legii și drepturile omului în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei. În primul rând vreau să felicit CRJM pentru împlinirea a 10 ani de activitate, pentru eforturile necontenite a colegilor de la CRJM de a contribui la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Fundația Este Europeană a cooperat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova pe mai multe dimensiuni. Noi am avut acțiuni comune de mobilizare a organizațiilor societății civile, de informare a publicului despre derapajele guvernării, despre problemele privind integritatea și activitatea atât a politicienilor, demnitarilor, funcționarilor publici, atunci când democrația și drepturile omului au fost puse în pericol. Proiectele care au o componentă de dezvoltare instituțională, pe de altă parte, sunt foarte importante pentru organizațiile necomerciale, nu doar din Republica Moldova, dar și de oriunde ar fi ele. Acest proiect, care acum se finalizează, nu a fost o excepție. Așa cum au menționat și colegii, atât și Ilie, cât și Vlad, acest proiect a oferit colegilor de la CRJM o flexibilitate să reacționeze la diferite subiecte și au făcut acest lucru prompt, cu regularitate, iar de multe ori în regim de pompieri. Au luat atitudine, au prezentat opinii prompte și profesioniste ce țin de subiecte precum tortura, democrația, alegeri, activitatea curții constituționale, nediscriminare, acțiuni împotriva promovării discursului de ură, alte subiecte ce țin de supremația legii și nu în ultimul rând de mediul de activitate a organizațiilor societății civile din Republica Moldova. Fundația Este Europeană este cunoscută printr-o multitudine de inițiative care vin să coalizeze și să ofere o voce unică organizațiilor neguvernamentale pentru a promova democrația, buna guvernare și prosperitatea economică din Republica Moldova. De aceea sunt nespus de bucuros că Centrul de Resurse Juridice ne-a fost alături pe parcursul acestor ani în creare de parteneriate și coaliții, fie aceste parteneriate ad hoc sau fie cu statut permanent. Aș vrea să dau câteva exemple în care am cooperat cu CRJM, cred eu, cu succes, pe platforme precum Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, Consiliul Național al Organizațiilor Neguvernamentale din Republica Moldova, Platforma Națională a Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare și, în sfârșit, grupurile de lucru pentru promovarea legii de 2% și a legii privind organizațiile necomerciale. În final, aș vrea să mulțumesc colegilor de la CRJM pentru toate inițiativele importante pe care le-au realizat și alte inițiative pe care sunt sigur că le vor promova în viitor. Aș vrea să mulțumesc și finanțatorilor, în acest caz vorbim de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, dar și tuturor partenerilor pentru susținerea, atât financiară, cât și de orice altă natură, asistență tehnică, susținere morală, oferită Centrului de Resurse Juridice pe parcursul anilor. Atât pe parcursul implementării proiectului de promovare a supremației legii și monitorizare de către societatea civilă, dar și pe parcursul anilor de când activează Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. Și în final vă doresc mult succes în continuare,
Vă doresc multe proiecte noi în beneficiul locuitorii Republicii Moldova. Fundația este europeană, colegii noștri cu care ați lucrat sunt deschiși în continuare pentru aceste inițiative pe care le promovați. Suntem alături și sperăm să nu vă dezamăgim pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Mersi! Mulțumesc mult! Acum aș vrea să-l rog pe domnul Brian Steață, din Consiliul Superior Magistraturii, să vină cu un punct de vedere al Consiliului Superior Magistraturii. Poftim, domnul Steață. Bună ziua! Doamnelor și domnilor, mulțumesc domnul Barbăroșe pentru cuvântul care mi l-ați oferit. Deci, pare bine că particip la evenimentul dat și anume, am făcut cunoștință cu sumarul privind evaluarea proiectului întocmit de către Ovidiu Voicu și vreau să vă aduc la cunoștință că sunt de acord cu cele relatate în sumarul dat, deoarece pe parcursul anilor 2016-2020 și ține de Consiliul Superior al Magistraturii și întreg sistemul judecătoresc, CRJM-ul a fost la el acasă. Vreau să vă spun că chiar inițial, în mare măsură, era puțin și incomod față de CSM, deoarece chiar vreau să menționez pe domnul Ion Guzun, care era prezent la toate ședințele CSM-ului și ulterior după ședință în spațiu public apărea o anumită concluzie, anumite puncte de ordine, mai puțin de laudă, mai mult de critici în adresa CSM-ului și în adresa lucrurilor care le efectuam noi pe parcursul acestor ani. Vreau să menționez că absolut orice activitate a CSM-ului în perioada 2016-2020 nu era lăsată fără atenție CRJM-ului. Și în concluzie, toate reperele care erau expuse erau implementate de către CSB la următoarele activități sau următoarele ședințe. Anume, vreau să menționez despre deschiderea și transparența CSM-ului, după cum am menționat și antivorbitorul doamna Nadejda Hriptievska, care de asemenea a avut o mare activitate ce își ține de CSM și sistemul judecătoresc, anume prin participarea la diferite forumuri, diferite sondaje care au avut loc în perioada dată cu rapoartele care erau prezentate. A fost de asemenea foarte spre bine, consider eu, părerea mea, anumite criterii de selecție și promovare a judecătorilor implementate. Mai mult ca atât, vreau să vă aduc la conștiință că chiar și în activitatea de rutină a CSM-ului, de multe ori apelam la opinia, la ajutorul acestor două persoane care le-am menționat. Chiar vreau să le menționez, deoarece eu vorbesc din partea CSM-ului și toată interacțiunea a fost anume cu dânșii, Ion Guzun și Nadejda Hriptievska. O mare parte a activității CRJM-ului în general este menționată și în sumar, deoarece, după cum este indicat indicatorii, cea mai multă activitate a avut loc ședințele ale CSM-ului monitorizate, 91 de ședințe. Asta este o muncă enormă, mai cu seamă că nu numai participarea, dar și analiză, efectuarea analizei și efectuarea comentariu la toate activitățile.
Vă doresc mult succes, să știți că toată perioada prin sensibilizarea societății civile vă aparține absolut mare parte dumneavoastră, deoarece prin reacționarea la anumitor situații, care, a să fiu sincer, poate nu prea tare ne plăcea, dar oricum țineam cont de ele și făceam ca democrația să fie în sistemul judecătoresc. Mulțumesc mult și vă dorim mult succes! Mulțumesc foarte mult, domnule Musteață. Într-adevăr, succes le dorim permanent colegilor de CJM. Acum o să rog pe doamna Iurica Grecu, Centrul de Instruire a Vocațiilor. Vă mulțumesc, domnule Marmăroșia. Bună ziua! Sunt Viorica Grecu, avocată, formator și directoarea Centrului de Instruire a Vocațiilor al Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Salut în mod special pe domnul președinte Vlad Grbincea și vă salut, dragă echipă a Centrului de Resurse Juridice, neapărat felicitându-vă și cu 10 ani de activitate. Vreau să vin cu un mesaj și la urmă și cu o doleanță prin care să apreciez că am beneficiat din plin noi avocații, Centrul de Instruire a Vocațiilor, de proiectul Promovarea Supremației Legii prin Monitorizare de către societatea civilă, printr-un șir de activități ale Centrului de Instruire a Vocațiilor și, în primul rând, prin instruiri la începutul activității Centrului de Instruire în vara 2018, Centrul de Resurse Juridice a fost primul partener care ne-a livrat instruiri în materia CEDO cu reprezentant al grefei CEDO. Și aici, după o experiență deja destul de esențială a subsemnatei în calitate de organizator de instruiri, vreau să spun că să apreciez că instruirile pe care le livrează Centrul de Instruire a Vocațiilor, scuze, suntem ambele centre, Centrul de Resurse Juridice, sunt cele de cea mai înaltă calitate. Când spun calitate, aceasta înseamnă că CRJM asigură la instruiri transmiterea cunoștințelor, abilităților, schimbă atitudinea avocaților. Așa sunt construite, așa sunt organizate cu experți notorii și vreau să spun despre implicarea personală a domnului Grbincea și în afara proiectului cu instruiri constante la Centrul de Instruire a Avocaților. La Centrul de Instruire avem un curs ținut de un coleg, Vadim Vieru, formatorul centrului, care este sinteza jurisprudenței CEDO și acest curs este bazat pe sinteza jurisprudenței elaborată de Centrul de Resurse Juridice. Și despre aceasta noi vorbim la toate cursurile. Un aport esențial nou avocaților la cursuri și în activitatea noastră ne sunt buletinile informative. Aceasta este ceva aparte care apreciez pentru că sunt folosite de formatori la cursuri. Sunt folosite de avocați în practică. Și în mod special aș menționa limbajul accesibil al acestor buletine informative, care le văd accesibile pentru publicul larg, pentru justiciabil și pentru non-profesioniști în drept, dar cu atât mai mult și pentru avocați. Unul din documentele unice pe care le-am apreciat și continuăm
la cursurile de scriere a documentelor juridice să-l folosim este analiza admiterii cererilor de revizuire în cauzele civile, elaborat de Centrul de Resurse Juridice. Este un recomand acest document pentru că după elaborarea, după o muncă colosală creată, îndeplinită de echipa Centrului de Resurse Juridice, s-a schimbat esențial prestația avocaților pe motivele de revizuire folosite la înaintarea unor astfel de cereri și s-a schimbat esențial și admiterea propriu-zisă a cererilor de revizuire, deci a practicii judiciare. Mulțumim Centrului de Resurse Juridice pentru ajutor în elaborarea necesităților pentru instruirile avocaților. Aceasta se face prin sondaje și prin, propriu-zis, toate documentele pe care le elaborează CRJM prin sinteze, din care noi extragem problemele actuale ale zilei și în acest mod agenda de instruiri lunară este adaptată problemelor care sunt în sistem, problemelor cu care se confruntă avocații, deci sintetizate și constatate și stabilite în mod profesionist de Centrul de Resurse Juridice. Așadar, dacă vorbim de promovarea implementării efective a standardelor europene a drepturilor omului în Republica Moldova, și în acest context de sustenabilitate și ascensiune în dezvoltare durabilă, atunci avocații sunt beneficiarii cei mai în măsură să răspundă scopului unor astfel de resurse, de investiții care se fac în avocați. Pentru că avocații transmit ceea ce au obținut prin acest proiect, transmit mai departe, prin consultanță populației, prin asistență juridică calificată. Și dezvoltarea profesională a avocaților înseamnă promovarea standardelor și grăbirea reformelor finalmente. Este corect că ceea ce se consideră că avocații ar trebui să se instruiască pe cont propriu, singur, din resurse financiare proprii. Însă este o chestie de viitor și chiar dacă avocații chiar fac aceasta, însă se instruiesc în anumite materii de interes propriu. Însă noi avem nevoie, breasa avocaturii, de programe care să acopere necesitățile de bază. Și aici vin cu doleanțe. În primul rând să fie continuate, dacă va fi posibil, aceste buletine informaționale cu care noi să lucrăm. Să fie continuate elaborările sintezelor jurisprudenței naționale și CEDU, pentru că avem nevoie de ele să lucrăm la cursuri, să ne instruim și să prestăm la standarde înalte. Să continuăm instruirile comune și aici pot face solicitare directă, folosindu-mă de moment că este echipa și președintele Centrului de Resurse Juridice și donatorii, că avem o foarte mare nevoie de instruiri, de continuarea instruirilor în materie CEDO, dar de instruiri în materie procesuale penale. Permiteți-mi să spun că în calitate de organizator și o persoană care mă ocup zilnic și simt necesitățile și pulsul în materie de instruire avocaturii este foarte mare nevoie de cursuri în elaborarea strategiei, în prezentarea cauzei în instanța de judecată, deci în ridicarea standardelor asistenței avocaților și prin această ofertă făcută public către Centrul de Resurse Juridice, îmi închei discursul și mulțumesc încă o dată efortului echipei. Este un efort unic în Republica Moldova de calitate și cu impact. Vă mulțumesc, numai bine!
Mulțumesc mult, domnul Grecu. Foarte interesant această prezentare noastră. Acum, domnul Tudor Osoianu, avocat. Domnule avocat, să vedem ce spuneți dumneavoastră. Bună ziua, stimate domnule Arcadie Barbaroșie, stimați membri ai echipei Centrului de Resurse Juridice, eu vreau să vă felicit cu aniversarea, cu jubileul și vreau să spun că bilanțul pe care îl faceți asupra proiectului pus în discuție este unul binevenit, ori acesta ar permite de a puncta și a programa direcțiile de activitate pe viitor. Deci, în calitate de avocat în care am fost invitat să particip la această ședință, am beneficiat și de acest proiect, evident, pe segmentul promovării standardelor europene în materia respectării drepturilor omului în practicile naționale. Vreau să evidențiez în mod special acele instruiri interactive cu antrenarea referențelor juridici de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu mai puțin importante pentru activitatea de avocat a mea personală au fost și acele publicații, acele sinteze anuale, cât și deci unele fișe analitice, care au fost o continuare și o completare a unei lucrări fundamentale lansată de ceva anterior acestui proiect, executarea hotărârilor Curții Europene de Drepturi Omului, care de fapt în principiu a devenit pentru avocații din Republica Moldova o carte de căpătâi. Deci eu apreciez produsele Centrului de Resurse Juridice pentru că ei nu se axează pe cercetarea ipotetică a unor norme de drept, dar vin cu niște investigații empirice, au la bază eșantioane destul de apreciabile și punând, valorificând instrumentele de cercetare sociologică și statistică judiciară, vin cu anumite propuneri de politici pentru autorități, pentru organele judiciare, în așa fel încât să fie promovat în mod consecvent respectarea reală a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ori acestea, potrivit articolul 1 din Constituția Republicii Moldova, sunt valori supreme. Deci, vreau să mai adaug că pentru avocați, instruirile organizate de Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova sunt foarte importante. De ce? Pentru că majoritatea, de fapt, practica toți avocații de Republica Moldova, majoritatea covârșitoare, au beneficiat de educație și instruire juridică bazată pe sistemul continental de drept, pe când Curtea Europeană își dezvoltă jurisprudența bazându-se pe sistemul precedentului judiciar. Evident, Centrul de Resurse Juridice a contribuit la ceea ca avocații să aibă abilități de, în primul rând, de a identifica jurisprudența și ulterior de a invoca precis în procese concrete de judecat. Mie nu rămâne decât să vă doresc succes în continuare, să nutresc speranța unei colaborări fructuoase pe viitor și
Nu trebuie să uităm că șampania nu are termen de valabilitate și credem că în beciul Cerejămie se va regăsi o labă de șampanie, cel puțin, de care vom savura după pandemie. Succes! Mulțumesc mult, domnul Osoianu, în special despre șampanie, pentru că este unul cu care ați menționat și acest lucru în cadrul evenimentului. Acum o să rog pe doamna Mariana Rață, directoare de știri la TV8. Poftim, Mariana! Bună ziua tuturor! Mă bucur să pot participa în acest întâlnit meeting pe care îl aveți, ca să pot vorbi despre cum a beneficiat și presa urmarea colaborării cu CRJM. Am citit despre perioada în care s-a implementat acest proiect pe care acum se face evaluare. Trebuie să spun că a fost o perioadă foarte complicată, nu doar pentru CRJM, dar pentru întreaga Republica Moldova. 2016 este tocmai anul în care în Republica Moldova oficial s-a instaurat oligarhia. Să încerci să faci reforme în perioada unei oligarhii atât de acute cum a fost cea de până în 2019, trebuie să recunoaștem că este o nebunie totală. Cu toate acestea, împotriva ostilităților autorităților, CRJM a reușit să se impună ca o voce clară și relevantă, mai ales pe domeniul justiției. Într-o anumită perioadă de timp, CRJM a fost practic singurul ONG din domeniul juridic care s-a expus public împotriva derapajelor din domeniul justiției și a susținut puținele voci libere sau în disonanță cu ceea ce se întâmpla în țară în domeniul justiției. În calitatea mea de jurnalist și de moderator de talk show la TV8, am avut în această perioadă o colaborare foarte bună cu CRJM pe subiecte de justiție, iar experții de la CRJM au participat la multe emisiuni, atât a mele și cât și ai colegilor mei, nu doar de la TV8, în general din presă, emisiuni la care au explicat și aici trebuie să apreciez efortul pe care l-au făcut experții CRJM să vorbească pe limbajul cât mai accesibil pentru public despre problemele din justiție. E totuși o mare provocare să explici niște lucruri complicate de înțeles pentru omul simplu și să sensibilizeze opinia publică despre ceea ce se întâmplă în domeniu și să-i intereseze de subiectele care țin de problemele din justiție. Un aspect important sau o realizare importantă a CRJM-ului despre care văd că nu se scrie în raport, dar pe care eu vreau să o menționez pentru că mie mi se pare foarte important ceea ce au făcut ei în ultimii 4 ani de zile, ține de culturalizarea jurnaliștilor pe subiecte de justiție. Probabil că vă dați seama, jurnaliștii în general sunt foarte limitați în cunoștințe legate de domeniul justiției, la fel și cunoștințele lor din acest domeniu sunt înguste. Și de aici, apropo, vine și dezinteresul presiei față de subiectele din justiție. Deci e normal, când înțelegi că nu cunoști, nu stăpânești un domeniu, încerci mai bine să le eviți decât să dai prin gropi. Probabil că CRJM a înțeles unde este problema jurnaliștilor, ce au făcut ei și pentru ce le mulțumesc, nu doar eu, dar și alți mulți jurnaliști care au beneficiat de aceste întâlniri off records cu experții CRJM, este faptul că ei au încercat să traducă limbajul accesibil pentru noi jurnaliști ceea ce se întâmpla în justiție, pentru ca noi la rândul lor să fim mai atenți la acest domeniu și să putem și noi să vorbim cât de cât profesionist despre problemele din justiție. CSM-ul în general, și aici n-am să exagerez, credeți-mă, eu nu sunt genul de om care laudă pe cineva, dar CSM a apărut în atenția jurnaliștilor în mare parte grație CRJM. Eu personal și alți colegi de-a mei din presă, jurnaliști care sunt lideri de opinie,
nu prea știam cu ce se ocupă această instituție, Consiliul Superior al Magistraturii și nici Consiliul Superior al Procurorului, până în momentul în care am stat noi cu experții de la CRJM și ei ne-au explicat așa, ca la niște copii mici, care-i treaba cu această instituție, care este rolul ei, ce ar trebui în mod normal să facă, la ce trebuie să atragem atenția ca să înțelegem unde sunt momentele sensibile și derapajele din activitatea acestor două instituții de autoreglementare judecătorească și în activitatea procurorilor. Un alt aspect pe care l-am apreciat foarte mult în activitatea CRJM este activismul lor în a susține și a fi solidari cu reprezentanții societății civile care au fost atacați în această perioadă de timp de putere. Pe lângă faptul că CRJM a semnat aproape toate, erau uneori, chiar de multe ori au fost ei inițiatori unor declarații publice de condamnare a unor atacuri ale guvernării, nu doar la adresa presiei, dar și la adresa presiei, dar și la adresa celorlalți sau altor reprezentanți ai societății civile. Și așa cumva s-a coagulat un fel de solidarizare a societății civile în această perioadă de timp. Ea a fost foarte importantă, apropo, ca să rezistăm cu toții. Această solidaritate, unul dintre inițiatorii ei a fost CRJM și pentru asta vreau să le mulțumesc foarte mult. Eu am simțit sprijinul CRJM atunci când instituțiile media în care lucram eu sau eu personal am fost atacată de putere. Ziceam un pic mai devreme despre faptul că ei au fost cei care au semnalat și au criticat dur tentative ale guvernării de a introduce legi sau tot fel de mecanisme dăunătoare pentru stat. Mai cu seamă legea privind amnistia fiscală și cetățenia pentru investiții, aici CRJM a fost o voce puternică, au fost chiar bătăioși și vocea lor a fost auzită și de presă și de partenerii de dezvoltare și de societate în general și așa împreună probabil că am reușit să oprim niște lucruri grave care se puteau întâmpla în cazul în care nu era critică presa și nu observa aceste legi adoptate și evident adoptate pentru ca să profite fosta guvernare de pe urma lor. Până la urmă nu au profitat atât de mult cât și-ar fi dorit pentru că a fost frică de societate. Eu nu știu cum a reușit să facă asta CRJM. Sper să ne poată povesti, dar am apreciat foarte mult că, deși au fost critici cu guvernarea, deși mulți îi consideră din sistem, da, cei care au făcut lucruri urâte în sistem, îi consideră dușmanilor, cu toate astea, CRJM a reușit să creeze o atmosferă de colaborare cu instituțiile de stat pentru a promova mai multe reforme în domeniul justiției și a drepturilor omului. Eu mă amintesc cât de dură și încrâncenată a fost bătălia pentru adoptarea legii procuraturii și la fel cât de grav a fost, cât de dură a fost bătălia pentru adoptarea legii ONG-urilor. Au fost niște mici scăpări în această lege, slavă Domnului, s-au rezolvat, dar dincolo de asta, sincer m-am bucurat că în această campanie electorală, în sfârșit, nu am mai văzut fundații de caritate asociate de unor lideri politici făcând campanie electorală deghizată pentru unii candidați. Cred că asta este, de asemenea, un merit pe care CRJM și-l poate atribui. Dacă e să vorbesc despre recomandări, evident, principala recomandare este să rămâneți o voce puternică pe domeniul justiției, să monitorizați atent și să necesizați acolo unde depistați derapaje care trebuie oprite înainte să devină catastrofe în domeniul justiției. Mi-aș dori să poată ca
CRJM se poate acorda o mai mare atenție monitorizării proceselor care au loc în procuratură, domeniu care încă pentru cea mai mare parte opinii publice și pentru societate pădure sălbatică, încă nu este suficient de clar ce se întâmplă pentru noi, da, în domeniul procuraturii. Și încă o recomandare este promovarea pe exterior organizația mai multor fețe. CRJM are o bogăție foarte mare, sunt oamenii care lucrează acolo, sunt experți foarte buni pe diferite domenii. Felicitări conducerii CRJM că a reușit să atragă experți atât de buni. Este bine să-i valorificați mai mult, să-i faceți cunoscuți și voțile auzite și în conferințe de presă și la emisiuni și la mese rotunde. Deci aici cred că e loc de lucrat și de făcut și mai bine. E bine acum, dar se poate și mai bine. Și rugămintea mea, dar și a altor colegi din presă, este să continuați practica de școlarizare a jurnaliștilor despre justiție, pentru că voi ați reușit să creați un nucleu de jurnaliști care astăzi stăpânesc destul de bine domeniul justiției. Acest cerc mi se pare că trebuie să fie extins. Aveți nevoie și de alții colegi de-ai noștri care să înțeleagă ce înseamnă justiția, să înțeleagă, să poată formula întrebări pertinente, bune, actorilor din domeniul justiției și guvernanților și politicienilor, pentru că veteranii nu se știe cât mai stau în presă. E bine să aveți sânge proaspăt în presă care să cunoască aceste domenii. Asta în mare parte e ceea ce am vrut să spun. Felicitări încă o dată CRJM-ului pentru munca pe care o face. Este foarte importantă pentru societate. Nu doar pentru cei care sunt în domeniul justiției, dar și pentru publicul larg. Pentru că despre justiție în ultimii ani a început să se vorbească mult grație CRJM-ului. Mulțumesc mult, doamnă Rață, ați vorbit foarte frumos, dar principalul că ați vorbit foarte concret și la subiect. Mulțumesc foarte mult. Despre oameni buni și care fac lucruri bune, e plăcut să vorbești de bine și să-i lauzi. Pare bine. O să rog pe domnul Ilie Chirtoacă să vină cu o ultimă prezentare. Domnule Chirtoacă, vă rog. Mersi, domnul Barbaros, și se pare că noi am putut integra prezentarea mea sau dacă nu am putut integra pe toată, am să profit de ocazie că avem prea puțin timp și am să zic că puteți găsi informațiile despre reușitele, realizările, provocările proiectului pe o fișă tematică care a fost expediată tuturor participanților, dar pe care o puteți găsi și pe pagina CRJM în limbile română, rusă și engleză. Ea va apărea către sfârșitul acestei, în toate limbile va apărea ceva mai târziu, dar în română și în engleză deja o găsiți pe site. Cu permisiunea voastră, dacă sunteți de acord, aș vrea să mergem spre evaluarea proiectului și să anunțăm și ultima prezentare de azi, cea a domnului Ovidiu Voicu, care va realiza o scurtă prezentare din afară, un punct de vedere din afară despre realizările, reușitele și provocările proiectului de 4 ani în promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă. Vreau să ofer cuvântul domnului Ovidiu Voicu. Acum auziți? Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Ovidiu Voicu. Sunt evaluator independent în această situație și am avut responsabilitatea ca în perioada 15 septembrie, 15 octombrie, sper că acum vedeți și ecranul, să mă ocup de evaluarea proiectului CRJM, pe care l-am discutat astăzi, promovarea supremației legii prin monitorizarea de către societatea civilă.
Am pregătit o scurtă prezentare. Avantajul de a prezenta la sfârșit este că cel mai interesante lucruri s-au spus deja și atunci pot să mă leg mai mult de prezentările anterioare și să îmi scurtez intervenția, mai ales că ne aflăm într-o situație mai aproape de sfârșitul evenimentului. Cred că cel mai important lucru pe care aș vrea să-l spun astăzi se leagă de lecțiile învățate. Dar până voi ajunge acolo, voi vorbi pe scurt despre concluziile evaluării. Nu voi repeta toate elementele legate de proiect, pentru că ele au fost deja spuse. Voi puncta rezultatele cheie și din opinia mea, din punctul meu de vedere. Au fost unele spuse, dar cred că e important să le punctăm și, așa cum spuneam, voi aborda pe scurt câteva lecții învățate din acest proiect și din evaluare. Dar înainte de orice, vă spun două vorbe despre metodologie. Din cauza situației pandemice, am făcut evaluarea exclusiv online. M-am bazat pe interviuri, 34 de interviuri. Am observat printre participanți destui de mulți care au răspuns la interviurile mele. Le mulțumesc și cu această ocazie. Dar am observat și că nu sunt așa de mulți cei care au răspuns și au venit și la acest eveniment final. Ceea ce mă bucură, înseamnă că am făcut o selecție bună. Este bine să întreb și pe cei mai critici atunci când faci o evaluare. Și de obicei cei mai critici nu participă la tipul acesta de eveniment. Am mai folosit de asemenea 4 chestionare online adresate celor care au lucrat cu CRJM, foști sau actuale angajați, celor care au beneficiat de instruiri, în principal cei din societatea civilă și cei din domeniul juridic, dar și în general unei baze de, să le spunem, suporteri ai CRJM. În total am primit 81 de răspunsuri la aceste întrebări. Documentele proiectului au fost de asemenea o sursă importantă de date, dar și toate studiile pe care le-am găsit relevante despre situația din Moldova, pentru că contextul reprezintă un element cheie al acestui proiect și, spunând acest lucru, trec direct la concluzii. Ați auzit deja toate rezultatele proiectului. Din punct de vedere al evaluării, cred că cea mai importantă concluzie, și mă bucur să spun acest lucru, este un proiect de succes, cu rezultate remarcabile, chiar dacă nu au fost atinse toate obiectivele stabilite și voi reveni la acest lucru, dar subliniez faptul că eu, ca evaluator, m-am bucurat să văd că am avut în față un proiect în care implementatorul, dar și finanțatorul, au reușit să acționeze cu bună credință, cu abnegație și să nu taie căi. Întotdeauna vedem în proiecte faptul că pot să apare situații în care luăm pe scurtătură, să bifăm obiectivul fără să mergem pe substanță. Eu m-am bucurat să văd că în acest proiect substanța, atingerea spiritului proiectului a primat în cele mai multe, dacă nu în toate cazurile, iar acest lucru este un lucru ce trebuie semnalat și spus. Contextul politic este cel care a influențat major atât rezultatele, dar și nereușitele. Nu cred că trebuie să vă spun eu, dumneavoastră care sunteți acolo, care a fost traiectoria sinuoasă a Republicii Moldova în ultimii 6 ani. Este evident că ipoteza fundamentală a proiectului din 2016, de fapt 2015, când a fost scris proiectul, aceea că statul Republica Moldova se angajează ferm pe această cale a reformei justiției și a întăririi statului de drept, conform cu acordurile pe care le are cu partenerii de dezvoltare, această ipoteză nu s-a adeverit. Din potrivă, Republica Moldova a ajuns aproape, sau dacă nu a fost un stat capturat pentru o perioadă, și atunci a existat o schimbare fundamentală față de ceea ce s-a planificat la început în ceea ce privește așteptările. Poate că lecția învățată aici este să nu avem niciodată încredere în stat, pentru că întotdeauna ne va da planurile peste cap. Dar înainte de a mă muta la această lecție, mai adaug că mie mi se pare important acest lucru ca evaluator, că deși există controverse, în sensul că există critici cu privire la unele rezultate, care pot să vină critici din sistemul de justiție, să vină critici de la partenerii din societatea civilă, nu am identificat nicio derogare de la standardele morale atunci când a fost implementat proiectul. Pot să existe critici legate, spre exemplu, de conținutul unui raport asupra aspectelor tehnice spuse acolo, dar chiar și criticii, cu foarte puține excepții, sunt de acord că lucrurile care sunt criticate au fost făcute cu bună credință. Ele au fost făcute cu dorința de a face bine. Ori acest lucru este de asemenea un lucru important atunci când vorbim de proiecte care se desfășoară pe teme sociale și politice,
pentru că în astfel de proiecte legitimitatea întregii acțiuni vine de fapt din valorile din spatele lor și de aceea m-am preocupat în evaluarea mea și de identificarea acestei perspective morale, etice asupra implementării proiectului. Trec mai departe la concluzii. O a treia concluzie importantă și aici aș vrea să subliniez rolul finanțatorului. Deci o a treia concluzie importantă este că forma de finanțare, un acord flexibil pe durată mare, pe 4 ani, este un element esențial al succesului în cazul acestui proiect. Am lucrat foarte mulți ani, aproape 15 ani, pentru un finanțator cunoscut pentru flexibilitatea cu care abordează proiectele pe care le finanțează. E vorba de Fundația Soros. România și la nivel internațional, am proiectat scheme de finanțare împreună cu ei și am privit acțiunea USAID cu invidie profesională. Pentru că în acest context dificil, faptul că au gândit astfel de finanțare flexibilă pe termen lung a făcut posibil să fie atinse rezultate chiar și atunci când părea imposibil din punct de vedere al poziționării unor decidenți politici sau unor instituții publice, cum era CSM într-o perioadă, cum a fost guvernul sau președinția Moldovei în altă perioadă, sau cum a fost, mă rog, eu sunt din România, pot să pronunț și nume, cum a fost domnul Plahotniuc și întregul regim oligarhic pe care l-ați avut. În acest context, și cred că este evaluarea proiectului arată și o evaluare foarte bună pentru finanțator, dar în acest context, cred că încrederea și responsabilitatea au fost și ele elemente cheie în implementarea proiectului, încrederea acordată de către finanțator către implementator. Încrederea a însemnat că finanțatorul vedea practic, după o perioadă, care au fost deciziile pe care CRJM le-a luat în a urma anumite obiective ale proiectului. Iar CRJM s-a ridicat la această responsabilitate, pentru că dânsii au reușit să pună în evidență, aleagă întotdeauna acele demersuri care au condus la cea mai bună implementare a proiectului. Lucrul ăsta este parte integrală a succesului, acolo unde au fost anumite rezultate deja obținute. Nu în ultimul rând, aș vrea să punctez câteva rezultate cheie. V-am spus concluziile majore. Nu o să reiau toate rezultatele ce au fost deja spuse de antrevorbitori, dar vreau să spun că în spațiul civic, deși în proiect nu a fost trecut de la început explicit o activitate în această direcție, faptul că CRJM a reușit să coaguleze societatea civilă în jurul lui în vremuri grele și să definească o foarte bună platformă de răspuns la amenințarea statului, cred că este un rezultat ce merită întărit chiar mai mult decât îmbunătățirea anumitor legi. De asemenea, în domeniul drepturilor omului, cred că nu trebuie să zicem ușor pentru acest lucru. Eu sunt de părere și nu sunt singur că o societate este așa de bună precum reușește să își apere cele mai slabe, cei mai slabi membri, cei mai vulnerabili membri. Ori activitatea de drepturilor omului care este laborioasă, care este pe termen lung, ea trebuie întotdeauna scoasă în evidență. În domeniul justiției este foarte adevărat că obiectivele inițiale au fost în mai mică măsură atinse, din motivele pe care le-am prezentat deja. Aș spune că obiectivele au fost prea ambițioase. Asta este o lecție învățată asupra cărei voi reveni. Dar și aici am observat niște progrese, s-a vorbit foarte mult și nu mai insist. Dar cel mai important rezultat, în opinia mea, este chiar CRJM. Și nu e doar opinia mea. Opinia mea este formată de opinii ale finanțatorilor, de opinii ale partenerilor, chiar de opinii din interior. CRJM este astăzi, datorită acestui proiect, o organizație diferită față de ce a fost în urmă cu 4 ani. CRJM a ieșit din zona de confort a unui think tank din domeniul justiției. Este o organizație de advocacy, este o organizație watchdog, este o organizare de activism civic și toate împreună reprezintă un asset, să-i spun în engleză, o capabilitate a societății civile pe care acest proiect a pus-o în valoare și care trebuie păstrată.
Aveam și statistici, o să trec peste ele, pentru că ele au fost deja prezentate. Și vreau să închei într-un minut cu trei lecții învățate. Am vorbit deja despre succesul unui mecanism curajos de finanțare. Ar trebui repetat acest lucru. USAID ar trebui să o spună și altor donatori. Și ar trebui să încerce donatorii, mai ales în țări ca Moldova, să sprijine... Cineva îmi sună la ușă, dar o să mă duc mai târziu, să sprijine aceste lucruri în viitor. De asemenea, este un proiect care a crescut o organizație. Și acest lucru, creșterea înseamnă schimbare, iar schimbarea înseamnă responsabilitate. CRJM are acum responsabilitatea să răspundă așteptărilor. Finanțatorii mi-au spus că așteaptă ca CRJM să rămână activ în spațiu civic. Partenerii în societatea civilă mi-au spus același lucru. Dar și cei din justiție spun că CRJM așteaptă ca CRJM să rămână activ în această zonă. Din zona drepturilor omului și așteaptă ca CRJM să rămână activ. Sunt niște decizii care trebuie luate de către organizație. Această creștere înseamnă o responsabilitate și este probabil un răspuns pe care organizația trebuie să-l dea în perioada următoare. A treia lecție învățată o voi formula, sub forma unei întrebări. Pentru că întreaga evaluare a proiectului s-a construit pe această temă, care nu este nouă și noi evaluatorii avem întotdeauna, cum construim și evaluăm proiecte de advocacy. Am spus că în domeniul justiției, iată, obiectivele au fost prea ambițioase. Și așa este. S-au bazat pe încrederea că statul va continua să facă acest lucru. Trebuie să vedem, totdeauna când construim proiecte de advocacy, să ne alegem obiective care sunt suficient de să dea încredere finanțatorului, dar în același timp să ne permită să putem să dezvoltăm proiectul. Închei spunând încă o dată că în acest context încrederea a fost oferită de către finanțator, iar CRJM s-a ridicat la responsabilitatea ce i-a fost dată. Felicit organizația pentru rezultatele atinse și sunt convins că, și îmi cer scuze din nou că cineva insistă, sunt convins că din lecțiile învățate pe care le-am descris și eu în raport, dar pe care și ei le cunoșteau deja din discuții, lucrurile vor putea să conducă în continuare la creștere. Vă mulțumesc și succes pe mai departe! Mulțumesc mult, domnule Voicu, mulțumesc foarte mult pentru această evaluare. Noi, cu părere de rău, am vorbit despre aceste proiecte, despre acest rezultat frumos. Aș vrea acum să rog pe Vladislav Grebincea în încheierea acestei discuții, pentru că noi deja am mers peste timpul stabilit, să vină cu o mică comentare. Domnule Grebincea, vă rog. Mulțumesc, domnule Barbaroșe, foarte mult. Am vrut din adin să vin să vorbesc cu ultimul la acest eveniment. Vorbeam ceva timp în urmă despre încrederea pe care a manifestat-o USAID atunci când a făcut posibil această colaborare cu CRJM. Aici eu cred că acest curaj se datorează în mare parte unei persoane care nu mai este acum în Republica Moldova, îi spune Ina Păslaru. Vreau pe această ocazie să mulțumim din partea CRJM foarte mult și cred că și din partea societății în general pentru curajul de a avea încredere într-o organizație și niște oameni pe care nu cunoștea de foarte mult timp. Bineînțeles că sunt niște realizări destul de frumoase. Și Nadejda a spus de la bun început, ceea ce am făcut noi la CRJM am făcut împreună cu alte persoane. Rezultatul nu este doar succesul nostru al CRJM, dacă nu ar fi fost alte persoane alături. Cum ar fi jurnaliști, onegiști, reprezentanți din justiție, Ministerul Justiției pe locuri, Ministerul Finanțelor și altele, noi nu am fi reușit să atingem nici măcar jumătate din ce a fost. Adică succesul acestui proiect este, cred că, un efort comun, un succes comun al tuturor nouă. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez, eu vreau să mulțumesc echipii CRJM pentru lucru până la aproape imposibil
în realizarea timp de 4 ani a acestui proiect. Nadia, Ilie, Aurelia, Olga, Ion, Sorina, Daniel și ceilalți colegi care sunt pe comunicare, Nicoleta, Natalia, Mihaela. Eu știu că acest proiect a costat mult din timpul nostru privat, din timpul care trebuia să-l dedicăm familiilor noastre pe alături. Fără dumneavoastră, rezultatul ar fi fost cu totul alt. Și ultimul lucru, chiar adevărat, care vreau să-l spun, după cum a spus domnul Voicu, noi am ridicat expectanțele față de CRJM și în calitate de CRJM nu putem să dezamăgim. Vă asigur pe toți că noi vom fi mai departe pe pozițiile pe care le-am luat până acum. Parcă sunt anumite decizii importante care trebuie luate înainte, dar cu siguranță că societatea civilă, reforma justiției și drepturile omului vor rămâne ca puncte de reper în activitatea noastră în viitor. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că ați fost alături de noi și că sunteți și probabil veți mai fi alături de noi și împreună vom determina o mai bună democrație, siguranță și nivel de viață în Republica Moldova.